acum, da? Facem poți. Facem poți.
poate nici mai nu poate așa să Și mai Erica.
Da. Domnul Luciana. Felicitări, Maxu Andrei. Acolo e, Eco. Felicitări. Domnul Luciana. Felicitări. Acolo e, Eco. Felicitări, Maxu Alexandra. Ordinea de a
Gabi Stanko. Gabi. Nico. Para Nico. Prima Eliza. Ecco, Ivanul. Tarase Ana. Felicitări. Una Ida. Reda Silvian. Sandro Adin. Felicitări. Zafi Zamina. Marco Damian. Danaidane. Anaïs Catalina. Am venit și eu, adică mă deși de terminat, ca final, sunt și eu membru la Anfaire. Trecut printr-o altă serie de emoții diferite concursuri. Și am avut concursul complet și semestrul 1 și semestrul al doilea, atât la comunicare în limba română, cât și la matematică. Au participat toți elevii. Primesc diplome, doar cei care au obținut premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiune. Deci etapa 1, etapa 1, etapa 1, da. Începem cu premianții concursului Comper la etapa 1, comunicare în limba română. Premiul 1, 100 de puncte, o joci adeți. Bravo! Premiul întâi 100 de puncte, Barbu Alexandra. Premiul întâi cu 95 de puncte, Iacu Alexandru. Premiul întâi cu 95 de puncte, Neașu Andrei. Premiul întâi 95 de puncte, voi cu Mihnea. Deci aceștia sunt premianții la etapa 1, comunicare în limba română, concursul Comper. Premiul 2, 90 de puncte, Filip Natalia. Premiul 2, 90 de puncte, Dima Elisa. Tot 90 de puncte, premiul 2, Danaila Ane. Premiul 2, 85 de puncte, Santo Gabriel. Aceștia sunt premianții premiului al doilea de la comunitatea etapa 1. Felicitări! Ai primit diplome? Ia,
Felicitări, haideți la locurile voastre. Premiul al treilea. 80 de puncte. Stanciu Alin. Premiul 3, 80 de puncte. Nicolae Sebastian. Premiul 3, 80 de puncte. Marco Damian. Premiul 3, 75 de puncte, Iacu Ioana. Premiul 3, 75 de puncte, Tănase Ana Maria. Azi, mai este premiul 2. Am încheiat și cu premiul 3. Felicitări! Avem în mențiuni, pe una e da, 70 de puncte. Sunt 70 de puncte, Dumitru Luciana. Claudița, 70 de puncte. Și Silviu, rămânem tot la etapa 3, primul semestru la matematică, tot conflictul compar, da? Aici recolta e mai săracă, conflictul. Da. Nu avem premiul întâi. Asta au fost subiectele mai dificile, emoțiile mai mari. Trecem direct la premiul al doilea, 90 de puncte, Neacu Andrei. Premiul 3, 80 de puncte, Panait Cătălina. Premiul 3, 80 de puncte, Barba Alexandra. Premiul 3, 75 de puncte, Din Natalia. Mențiune, 70 de puncte, Tănase Ana Maria. Tot 70 de puncte și mențiune, Preda Silvia. Sebi, la fel, 70 de puncte. Andrei, un pas, doi, spre stânga, spre ușa, așa, lateral. Dima Eliza, pot menționa 70 de puncte. Și Dana Ilane, la fel, 70 de puncte. Felicitări tuturor, opriți la locurile voastre. Ei, am ajuns la concursul complet și semestrul al doilea. Etapa a doua, semestrul 2, comunicare în limba română. Da, la română, premiul întâi, 100 de puncte, Marco Alexandra. Premiul întâi, 100 de puncte, Dima Eliza. Premiul întâi, 100 de puncte, Filip Natalia. Premiul întâi, 100 de puncte, Marco Damian. Premiul întâi, 100 de puncte, Ana Cătălina. Mulțumesc.
punct de predat indian. Pentru întâi 95 de puncte voi cu mine. Dana Ioane, la fel, pentru întâi 95 de Natalia, un pas lateral stânga, hai, după aceea, da? Hai, să intrăm. Premiul întâi, 95 de puncte, cu Jocea Denis. Premiul întâi, 95 de puncte, ia cu Alexandru. Deci ați observat, felicitări copii. Deci premiul întâi, 95, 100 de puncte. Felicitări copii! Etapa a doua cu Super, comunicare în limba română. Startul de la Gabriel, 90 de puncte, premiul 2. Felicitări, Gabi! Sănătatea la Maria, 90 de puncte. Nicolae Sebastian, premiul 2, 85 de puncte. Premiul 2 a cu Ioana, 85 de puncte. Felicitări premianților locului 2. Premiantă premiul 3. 80 de puncte, Drăgălan Claudia. Premiul 30 de puncte de Mirul Luciana. Premiul 3, 75 de puncte, Nașu Andrei. Tănase Teodora, premiul 3, 75 de puncte. Felicitări premianților locului 3. Și avem și 3 mențiuni. Nicolae Nicu, 65 de puncte, mențiune. Bravo, cu felicitări. Pauna Ida, 65 de puncte. Felicitări, Ida. Și Șerba Dina, 65 de puncte. Felicitări, Thank you.
Nicolae Sebastian. Nicolae Sebastian, mențiune. Xavier Sabina, mențiune, 70 de puncte. Drăgălan Claudița, mențiune, 65 de puncte. Și am urmă în concursul Convert. Felicitări, dragilor! Am venit deja cu legendele, marea majoritate, mai am vrut să-i laudă, cu legendele de limba română și de matematică. Le-am cumpărat special. Ne vom pregăti și promitem, eu de față cu copii și cu părinții, că anul viitor vom avea mai multe premii la concursul Comper, mai multe diplome și cu rezultate mai bune. O să lucrăm mult mai mult din culegeri. Da. Și vreau să închei acum cu concursul Comper. Să invit aici pe Alexandra, care s-a calificat la etapa națională. Deci ce a trebuit să facă Alexandra? Să ia 100 de puncte și la prima etapă și la a doua etapă, la comunitate. Te-a fost singura din clasă. Felicitări, moțata! Și la anul vreau mai mult copii la națională. Am încheiat cu concursurile. Și diplome foarte frumoase. Vinteți de la concursul Fii Inteligent la Matematică. Știți că acest concurs a avut două etape, etapa pe școală, unde trebuia să luăm cel puțin 85 de puncte ca să ajungem la următoarea etapă, etapa finală, practic, etapa județeană și ultima de altfel. Da? La concursul Fii Inteligent la Matematică am ajuns la etapa județeană 11 ele și toți au primit premii. Adică punctaje mai mari de 85 de puncte. 85 de loc. Invit să-i ofer premiul întâi lui Nicolae Sebastian. Premiul întâi Stanu Gabriel. Tot premiul întâi Dima Eliza. Premiul întâi Dana Ilane. Premiul întâi Voicu Mihnea. N-am anunțat ceva important, scrie pe diploma. Premiul întâi se acordă pentru punctajul obținut între 9, 80 și 10. Mai țineți minte câte puncte ați avut? La 100? Nu mai țineți minte? La matematică? Nu, 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 85, n-ai avut, n-ai știut să iei. Între 9, 80 și 10 premiul în 3. Da, da. Bun. Diplomele în față. Diplomele în față vă face doamna o fotografie, hai. Și zăbim. Suntem premiați de locul 1 la matematică. Felicitări! Puteți rămâne. Premiul 2 nu avem. Premiul 2 s-a acordat pentru punctajele 9,59, 9,79. Nu avem locul 2. Sărim la locul 3 între 9 și 9,49. Premiul 3, Anaïs Cătălina. Premiul 3, Iacu Alexandru. Premiul 3, Nena Silvian. Premiul 3, Tănase Ana. Premiul 3, Barbu Alexandra. Felicitări. Și avem
Felicitări matematicienii și la fel cu două etape, am avut și concursuri, comunicare și ortografie. Etapa verbală, unde la fel trebuia să obținem 85 de puncte, minim, ca să mergem la etapa județeană. Aici s-au calificat 8 copii, dar cădând din motive de sănătate, n-a putut să vină, da. Dar ea practic s-a calificat. De pentru care concurs efectiv au dat 7 elevi de la noi din clasă și toți 7 premianți. Dima Eliza, locul întâi. La concursul ortografie și cuplație. Felicitări, Eliza. Atât premiul întâi. Când am făcut premiul 2, Marbu Alexandra, la concursul ortografie și cuplație. Premiul 2, Stancu Gabriel. Premiul 2, Voicu Mitea. Premiul 3, Tănase Ana Maria. Premiul 3, Ianca Alexandru. Felicitări și cu concursul ortografie și punctuație. Și la fel, anul următor mai multe premii și mai multe participări, da? Felicitări! Hai. Chiar și cu concursurile. Am scris și cartețele de mediile și notele. Felicitări, foarte bine, pe linie. Acum aveți, da. Nicolae Sebastian, foarte bine pe linie, poftim. Deci în nicio ordine, pur și simplu n-am mai avut să le așez într-o ordine, dar de înțelegere. Deci sunt gata, Doamne, vine pe linie. Claudiza, felicitări și ție, foarte bine pe linie. Luciana, foarte bine pe linie, felicitări. Natalia, ești Natalia? Foarte bine pe linie, felicitări. Sabina, la
Bănată Teodora. Felicitări. Teatru Oana. Gabi, Francu Gabriel. Pantelina Pelinier. Gabi, Nima Eliza. Stefania, este aici. Bunicu, mai am timpul să ai vreo șapte. Stați să vină, stați să vină și dau la sfârșit. Am văzut, da. Mulțumesc frumos. Și dau la sfârșit, da? Și mirosul e frumos. Ane, de noi la Ane. Felicitări, foarte bine felicitări. Patru Alexandra. Foarte bine pe linie, felicitări. Mulțumesc frumos, foarte bine pentru un stat. Pe pate. Mersi frumos. Și pe una Aida. Felicitări, Aida. Fotbaliștii? Da. Și caratistul? Mulțumesc! Hai să vedem.
Să vă mulțumim pentru vizionare!
gândește-te că mă gândesc când te gândești la mine. Gândește-te că mă iubesc când te gândești la mine și mă iubesc când te gândești la mine. Da, gândește-te că mă gândesc. Dar cine? Nu mai e prea. Thank you.
Deci plecăm joi pe 25 iunie. Zic bine, afară? Da, da, joi. Așa e. Sunt 25 iunie. Dar va fi de aici în fața școlii noastre. Deci să ne ia pe noi. Am 11 elevi. Ai mei? Bine, și cu Denis, la Denis, da, face parte din grupul la școlii 8, acolo, de la mama sa, da. La ora 6 va fi plecarea. La 6 dimineața? Da. 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 Să ajungem la Sibiu. Da, da, da. Da, la 6 dimineață. Stai două secunde să nu uit voi de vreo idee. Vedeți cum îi îmbrăcați. Adică, chiar dacă, să zicem că le punem o bermudă, le puneți noastră o bermudă la el și un tricouț, să aibă totuși în loc să cer, cu bagaje, așa? Să aibă și un pantalon lung, un hanorac, eventual o gecuță, pentru că vom pomosi și la ochele mari să vizităm Salina. Da? Da. Și vom mai vizita în prima zi Mănăstirea Cozia, pe Valea Orăului. Da. Deci asta vă urmăm. Să mai facem copacuri, parcare, la biserică și la urmărină. Dar pentru Salina e rece tot. Să doar 5 minute în sală, deci de joi, la 6 minute, în fața școlii, da? Aici în parcarea din fața școlii. Întâi ne ia pe noi, da? Da, de la mea, da, da, da. Mai vin până aici? De la Elena, de la școală. Gata, gata, gata. Gata, gata, gata. Gata, gata, gata. Gata, gata, gata. Iau duci cu florile aici, iau duci. Alin, aici iau deja cu florile. La 6 dimineață, da? Cu sandvișuri și adică. Am înțeles. Da? O să aibă și ceva mai gros. Mai gros. V-am zis, da. Da. Mulțumim că mai stai. Chiar dacă nu se îmbracă gros dimineața, să zicem, da? Dar să aibă în bagajer. Da? Pentru... Da. Mulțumim, bravo. Da. Bravo. Hai să facem. Da, a doua zi cu excursia. Vom fi la Sibiu, chiar ca în cetatea Cisnătioara. Și urcăm și mai multe acolo în zona noastră, la pensiunii lor, la Șunsalului. În seara avem a doua seară, foc de tavără. Și în ultima zi, în masa de dimineață, o să ne acolo, ne pune brânzul la pachet și mergem spre Făgăraș, în partea de la Făgăraș, ne facem ceva la tramul de aici. Nu știu că vă spun ora de întoarcere. Deci plecăm pe 25, 26, ne întoarcem pe 27, mai este pe 23, ne întoarcem pe Făgăraș. Rugăminte mare la dumneavoastră, telefon, da, fără tablete. Mergem în excursie, vizităm, ne plimbăm, nu mai stăm cu ochii în tabletă, da? Da? Haideți acasă! Nu facem să-ți fac o casă, să știu o zi. Nu i-am luat mai mult și în Sibiu, în piața... Ok, în Sibiu, da? Programul îmi place și nu, că o mirosia aproape. Alexandra, așteaptă, ai răbdare. A treia zi, dimineața mergem acolo și prânzul e de pe drum. Și mergem pe Valea Oltului, ne întoarcem pe Valea Prahovei. Da, da, da. Dar vreau să salut și la unele mari, la Salina. Da, 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 da. Poză, poză, poză. Stai cum o să... Poză. 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 Poză.
toată familia, hai! Da, hai! Stai, mamă, unde te mai stai la poză! La Salina de la Unele Mari, cetăți, orașul Sibiu cu Bruckenthalul, asta avem în plan. O să facem fotografii pe care... Sigur că da. Da, da, da. Și cu cont de cameră o să avem și pe frunte. Da, să ți le primim. Da. Îmbrăcați adecvat. Da? Adică să aibă și pantalon scurt și un tricou două de schimb acolo, dar și un pantalon lung, poate nici de training, lung, cu hanorac, o gecuță. Locurile din față, canapelele. Vă fac eu un bașan copii acolo, va sta un cadru. Vă fac eu un bașan și în lămâie și mulțumim dumneavoastră, felicitări și pentru ajutor și pentru succes. Da. Suntem, haide să vă spun, 4 cadre didactice, dacă mai punem și pe doamna Marin, doamna de aici la căsuța cu povești, așa, și doamna e profesoară de fizică la școala 8, dar nu are. Și pur și simplu, așa, cu femeia locul și merge cu noi. Așa? Deci, practic, suntem 5 cadre didactice, 36 de copii. Mai mult decât suficient. Da. Nu știu să vă spun, șoferul autocarul are mai multe locuri decât suntem la un 40, am înțeles că au 40 sau ceva, da? Deci nu o să stea nimeni câte doi, că nici nu ne dă voie. Va avea fiecare locul lui. Și mă, mai mult, dacă mai vreau cu ăla să stau în masă, dar în camere, așa, dar în camere. Camerele, voi știi, până plecăm, voi știi și cine cu cine va sta în cameră. E filmare sau e poză? Filmare sau poză? 4-4. Văd eu, aici, pe zi, cu tăpetite, cine cu cine. Înțelegeți? 1-4. 1-4, sigur că da, fiecare e 4, nu-i, da. Mâncarea, au un cameră proprie, deci eu din punctul ăsta stau liniștit pentru că nu venim cu adică? Păi e rece afară. Dacă nu sunt bine. Dacă stau unde e. Da, bineînțeles? Sau vrei fete? Nu vrei fete? Sau patru fete? Sau patru băieți? E bine. Și la ea de mai fi.
Alexandra! Mulțumim! La fel! Mulțumim frumos, mulțumim frumos pentru tot, felicitări pentru cei mici. Vă dau, bam! Am! Da.